Toată Hunedoara este în fierbere înaintea meciului tur din barajul de promovare în Liga a doua de fotbal, în care echipa locală Corvinul va întâlni pe teren propriu pe Minaur Baia Mare. Casele de bilete s-au deschis deja, un tichet de intrare pe stadionul Mihail Klein având valoarea de 10 lei. Tot de acolo suporterii pot achiziționa și materiale promoționale, iar cei care au cumpărat la returul semifinalei cu Clubul Atletic Oradea tricourile inscripționate cu Uniți spre promovare vor avea acces gratuit dacă vor veni cu ele la meci. Interesul pentru acest joc este imens, dovadă fiind că partida dintre Corvinul și Minaur de sâmbătă 4 iunie de la ora 16 va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1. În ceea ce privește jocul, fotbaliștii Corvinului sunt optimiști, deși știu că îi va aștepta o dublă grea. Ei speră în sprijinul publicului, conform organizatorilor, fiind așteptați la meci în jur de 8.000 de spectatori și își doresc să rămână neînvinși și după jocurile cu Baia Mare, lucru care ar însemna promovarea în Liga a doua. Eu personal, cred că numai eu, toată echipa, toți băieții, toți așteptăm meciul ăsta de un an de zile. Pentru asta am muncit să ajungem aici și așteptăm meciul să jucăm. Vorbesc această dublă cu Minaur Baia Mare, o echipă care are și ea cumva presiunea ei pentru că se află la al treilea baraj. Da, pe mine personal nu prea mă interesează de ei, mă interesează foarte mult să fim noi bine. Acum sper să trecem noi și să ne fie bine nou. Cât de mult contează că abordați acest baraj numai cu meciuri fără înfrângere? Da, pentru noi e o încredere foarte mare. Am muncit pentru chestia asta și ne bucurăm că am ajuns în momentul ăsta să nu avem nicio înfrângere. Sunt așteptați în jur de 8.000 de fani pentru această întâlnire, ceea ce ar însemna un record pentru arena la acest nivel, da. Exceptând evident meciul cu FCSB. Da, pe această cale vreau să mulțumesc și eu publicului tot timpul, la fiecare etapă și în timpul campionatului, când am avut momente mai grele, au fost lângă noi. Le mulțumim și sperăm să umplem tot stadionul. Ești un jucător cu experiență, ai jucat și în Liga 1, ai trecut și pe alte cluburi cu nume. Cum e pentru tine experiența de până acum de aici, de la Hunedoara? Da, mă simt bine, cred că se vede. Sper să o țin tot așa și să ne bucurăm la sfârșitul săptămânii viitoare. Da, o să fie un meci cu siguranță disputat și sperăm că cea mai bună echipă să câștige. Se simte altfel? Se simte presiunea diferită înainte acestei duble, înainte acestui prim meci? Da, este presiune. Cu siguranță și la noi se simte puțin, dar trebuie să o transformăm într-o presiune pozitivă și să dăm tot ce mai bun pe teren. Credeți că de o parte că există presiune și în tabăra lor pentru că se află în a treia situație, a treia oară încearcă să promoveze în Liga a doua? Cu siguranță, dacă n-ai avut două reușite, se zice că a treia e cu noroc. Sperăm să nu fie așa pentru ei și să ieșim noi cel mai bine din aceste două dueluri. La ce gen de meci să ne așteptăm sâmbătă? Cu siguranță o să fie un meci de luptă, dar noi trebuie să ne arătăm superioritatea, să spun așa, și trebuie să arătăm că merităm să promovăm la Liga 2. Ajută faptul că abordați această dublă de baraj fără înfrângere? Bineînțeles că ajută mental. Suntem echipa neînvinsă. Cu siguranță și colegii mei ne dorim ca această serie să nu fie întreruptă nici după aceste două meciuri. Se așteaptă în jur de 8.000 de fani, poate chiar mai bine, pentru un meci de acest nivel. Ar fi un record pentru ultima perioadă, dacă vrei, aici la Hunedoara. Da, ne bucurăm foarte mult. Sperăm să fie 8.000 atât cât ai enumerat tu. De ce nu și mai mulți? Îi așteptăm cu drag la stadion să ne încurajeze și sperăm să le facem o bucurie. Adineauri, am vorbit cu Herghe, tu, Arnăutu, jucător cu experiență. Cum a fost acest sezon pentru voi la Hunedoara? A fost un sezon reușit până acum. Sperăm să-l terminăm cu bine. Știm de ce am fost aduși toți aici. Și eu sunt foarte încrezător în mine și în colegii mei. Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, are încredere în băieții săi. Acesta știe că va exista presiune de ambele părți, însă este optimist în ceea ce privește promovarea. Băieții sunt bine, am simțit toată săptămâna și pentru cele două baraje care au trecut. La fel am simțit, poate meciul al doilea, dacă reușeam să marcăm, ar fi stat altfel lucrurile, dar în ansamblu sunt mulțumit de cum au fost băieții și săptămâna trecută și acum. Cum vezi acest baraj cu Minaur Baia Mare, o echipă pe care sunt sigur că ați studiat-o destul de bine? I-am și văzut pe viu la meciul cu Băile Felix. E o echipă
bună, o echipă care și-a câștigat seria, la fel ca și noi, va fi o dublă disputată. E clar că nu se știe câștigătoarea dinainte, dar suntem încrezători că vom promova. Se poate spune că presiunea e cumva 50-50 în ideea în care, lăsând deoparte proiectul nostru de aici, în ideea în care ei sunt la al treilea baraj? Presiunea în sportul acesta există tot timpul, pentru că de asta ne-am și apucat să jucăm astfel de meciuri. Pentru că noi când am fost aduși la Corvinu, pentru asta am fost aduși, să disputăm finala pentru o promovare. Deci nu cred că va fi o presiune în plus. Băieții sunt montați, știu asta din day one, din ziua întâi de când au venit aici. Eu am încredere în jucători și în tot ce am muncit în acest timp. Cât de mult contează că abordați această dublă de baraj neînvinși? Asta am mai discutat-o cu neînvinși. Atâta timp cât tratăm foarte serios fiecare adversar și fiecare meci în parte, s-a dovedit că le este foarte greu adversarilor să ne învingă. Vorbeam de presiune, s-ar putea să fie, sau sunt așteptați în jur de 8.000 de suporteri la acest meci. Ar fi un record pentru arena noastră la acest nivel. Pentru noi n-ar fi o presiune în plus, pentru că s-a mai jucat meciul cu FCSB din cupă, la fel, cu o audiență la fel de mare. Noi am adus oameni în tribună, jucătorii, și sperăm să îi și menținem și la Liga a doua, să fie meci de meci la meciurile de acasă, astfel de audiență. Se simte și de la nivelul ierbii faptul că oamenii își doresc foarte mult să vadă cel puțin fotbal de Liga secundă aici la Hunedoara? La toată lumea este implicată, nu că n-ar fi fost până acum, dar toată lumea se ocupă de absolut orice, să nu ne lipsească nimic. Ceea ce e și normal, e forfotă în oraș, cum se spune, simți că urmează un meci important și asta nu face decât să ne bucure. Returul barajului dintre Corvinul și Minaur este programat pe 8 iunie de la ora 17:30 de minute, însă pot apărea modificări în acest program dacă se va decide televizarea și a partidei de la Baia Mare.